că putem începe. Bună ziua încă o dată, stimați participanți. Numele meu este Adrian Lucșor, sunt director executiv Expert Group. Astăzi lansăm, împreună cu Fundația Soros Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, lansăm conceptul unei reforme foarte importante a Agenției Naționale a Ocupării Forței de Muncă. Prescurtat, ANOFM. Reforma ANOFM, de fapt, este, eu consider, fundamentul reformei pieței muncii. Piața muncă deja a devenit o constrângere, pe de o parte, pentru mediul de afaceri, este în top constrângeri pentru derularea afacerilor și, în același timp, este și o sursă de îngrijorări pentru populația, deoarece, dacă privim în sondaje, atât accesul, tot ce ține de salarii sau accesul pe piața muncii, joburi, sunt în top provocări pentru populație. Deci avem o constrângere dublă atât pentru angajatori cât și pentru angajați sau potențiali angajați. Este și acel paradox pe care îl vedem de mai mulți ani, de fapt, când avem și o rată de ocupare, una din cele mai scăzute din regiune, și o rată a șomajului, la fel una din cele mai scăzute din regiune. Deci este un paradox care, de fapt, denotă mai multe carențe și dezechilibre pe piața muncii. Noi, chiar în 2020, am elaborat un studiu a pieței muncii, unde am calculat că avem și un potențial de angajare de circa 150.000 de oameni care pot fi încadrați pe piața muncii. Deci, pe de o parte, avem angajatorii care spun cu voce tot mai tare că au nevoie de forță de muncă, pe de altă parte, oamenii nu își pot găsi locuri de muncă decente. Aceste dezechilibre, cu siguranță, pot fi abordate prin o reformă sistemică a Agenției Naționale a Ocupării Forței de Muncă, care trebuie să joace un rol activ, oferind oportunități, în primul rând, servicii relevante pentru șomeri, dar și oferind și servicii relevante și pentru angajatori, pentru a dinamiza piața muncii. Aceste aspecte le vom discuta astăzi într-un format foarte, foarte reușit. Ministerul va oferi o viziune foarte detaliată privind conceptul de reformare a Agenției Naționale a Ocupării Forței de Muncă. Noi de la Expert Group, colegul meu Stas Madan, va prezenta evaluarea noastră independentă în baza unui sondaj reprezentativ în rândul șomerilor despre care este situația la moment, care sunt provocările, care sunt aspectele care pot fi îmbunătățite. Și în baza acestor contribuții sunt sigur că vom avea o discuție de substanță despre cum îmbunătățim lucrurile în acest domeniu. Înainte de a oferi cuvânt vorbitorilor care vor prezenta și conceptul și analiza independentă a situației privind serviciile ANOFM, aș vrea să ofer cuvânt ministrului Muncii și Protecției Sociale, domnul Alexei Buzu, care va veni cu un cuvânt de introducere. Adrian, mersi foarte mult. Mersi foarte mult pentru suportul vostru și pentru efortul depus, inclusiv pentru organizarea acestui eveniment. Eu salut pe toți cei din sală, mă bucur, suntem așa de mulți, familia extinsă a ANOFM-ului. Eu, deci această reformă, acest concept, de fapt, face parte din agenda mai larg legată de piața muncii în cadrul Ministerului. Și în cadrul Ministerului noi, de fapt, avem trei ținte de bază. În primul rând, noi avem un pachet de acțiuni și reforme legate de informalitate.
Da? Deci informalitatea e inamicul numărul unu pentru noi. Noi avem undeva 200.000 de persoane care se află în informalitate. Inspecția Muncii anul trecut a formalizat 80 de salariați. Deci ceea ce trebuie să facem noi este că trebuie să recuperăm această gaură imensă. A doua țintă a Ministerului se referă la inactivitate. Pentru noi, inactivitatea, de fapt, este o cifră și o problemă mai relevantă decât șomajul. Cel puțin șomajul arată intenția persoanelor de a căuta un loc de muncă. Inactivitatea, de fapt, arată că foarte multe persoane sunt în afara pieței muncii și nu doresc, nu caută un loc de muncă. Și aici noi avem un pachet de măsuri, în special legate de a ajuta părinții, femeile cu copii să combine mai ușor, mai frumos viața profesională cu cea de familie. Am venit cu mai multe modificări legislative. În acest an ne concentrăm foarte mult pe investiții în servicii de îngrijire a copilului, atât servicii publice în creșe, în grădiniță, cât și în servicii alternative. Anul trecut am votat o lege a serviciilor alternative de îngrijire a copiilor. În acest an venim în scurt timp cu regulamentele prin guvern și măsuri de stimulare și investiții suplimentare pe acest serviciu. Deci, inactivitatea, ținta numărul 2, și șomajul sau recuperarea acestui potențial de care a vorbit Adrian. Deci vrem să ajutăm persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă să-și găsească acest loc de muncă cât mai curând posibil, la un cost cât mai redus, atât pentru acele persoane cât și pentru stat, și acel loc de muncă să fie unul decent, bine plătit și, foarte important, formalizat. Ce presupune, de fapt, această reformă? În 2019, guvernul a aprobat acel pachet de programe și măsuri de ocupare active. Și eu atunci m-am bucurat foarte mult, am vorbit și cu doamna Raița, am felicitat-o, dar impresia noastră a fost că a fost făcut primul pas și nu a fost făcut pasul al doilea. Deci guvernul atunci nu s-a îngrijit să se asigure că Anofimeu are capacitatea instituțională, resursele umane, resursele financiare, pentru ca să poată să implementeze într-un mod adecvat acele programe. Viziunea pe care o prezentăm noi astăzi vine să rectifice acea scăpare. Da? Deci noi avem programe pe hârtie care arată foarte bine, în realitate este mult mai complicat să le implementăm. Colega mea, Felice, o să fac o descriere mai detaliată a acestei viziuni. Eu am să mă opresc la câteva puncte de bază. Deci, în primul rând, ceea ce vrem noi să facem este să creăm spațiu pentru colegii noștri de la Anofime să se concentreze mult mai mult pe măsurile active. Asta înseamnă că noi urmează să simplificăm foarte multe procese. Foarte multe procese trebuie să fie automatizate, digitalizate, să introducem chioscuri de autodeservire, să clarificăm unele aspecte legate de situații în care unele persoane vin la Anofime pentru protecție socială. Deci vin la Anofime să-și atribuie statutul de șomer pentru a beneficia de ajutor social, asigurare medicală și mai departe. Și noi urmează să clarificăm acest lucru, pentru că nu este real să cerem de la colegii noștri la Anofime să presteze, să livreze măsuri și programe de ocupare atât timp cât trebuie să introducă date, să proceseze solicitări și așa mai departe. Un alt element foarte important este profilarea proactivă a beneficiarilor. Deci noi vrem ca Anofimeu să, din oficiu, să-și identifice potențial beneficiari. În limba engleză se numește low-hanging fruit, deci rezultatul care poate fi atins mai ușor. Există acea rezervă de resursă umană care este pregătită sau este cel puțin disponibilă să muncească și Anofimeu trebuie să dispună de instrumente și procese interne prin care să o poată să o identifice și să realizeze această funcție de bază de intermediere.
Un alt aspect important a ceea ce vrem noi să facem este că anul femeie trebuie să ofere programe și măsuri inclusive. Spuneam că noi suntem ministerul care are o misiune foarte importantă să promoveze incluziunea și echitatea în Republica Moldova. Noi urmează să vedem cum facem ca serviciile noastre să fie mult mai inclusive pentru persoanele cu dizabilități. Noi urmează să vedem cum oferim servicii mai relevante pentru tinerii părinți, în special mamele care au grijă de copii, să le ajutăm să revină cât mai rapid posibil pe piața muncii. Ultimele date arătau că în Republica Moldova undeva erau 170.000 de femei care se aflau în afara pieței muncii pentru că aveau responsabilități de îngrijire în cadrul familiei. Un alt aspect important se referă la controlul calității, deci vrem să avem procese pe intern prin care măsurăm calitatea, îmbunătățim calitatea într-un mod continuu și îmbunătățim performanța și managementul în cadrul anofemeului. Și un alt element important este că acest exercițiu pentru noi este o temă pentru acasă. Republica Moldova urmează să inițieze procesul de negociere de aderare. Moldova va beneficia, sper eu, într-un timp cât mai rapid posibil, de fonduri de preaderare și noi urmează să pregătim anofemeu să poată să beneficieze de aceste programe care au cerințe destul de ridicate și noi trebuie să facem această temă pentru acasă ca să putem valorifica această oportunitate imensă, să valorificăm acele investiții. Din experiența de acum pe fondurile de preaderare, deci undeva până la 30% din fondurile preaderare vin pe partea de piața muncii, resurse umane, protecție socială. Deci va exista această oportunitate și noi urmează să o valorificăm pe deplin. Eu vreau să mulțumesc doamnei Dogaru, colegilor de la ANOFEME pentru faptul că au încercat mereu să fie deschiși, să colaboreze cu partenerii de dezvoltare, cu societatea civilă. Le mulțumesc și colegilor din cadrul Ministerului care au depus un efort să coagulăm această viziune și inclusiv cu suportul colegilor de la Expert Group și Fundația Soros din Republica Moldova. Voi fi gata și bucuros să răspund la întrebări și inclusiv să discut cu fiecare dintre noi. Mersi mult! Mulțumim, domnule ministru, pentru proactivitate, pentru că tratați această reformă de prioritate și pentru acest mesaj constructiv și în adresa ANOFEME, pentru că deseori la reformele se percep ca fiind... Nu se percepe în mod corect, să spunem așa, și reforma care va urma trebuie să fie oportunitate pentru această instituție, pentru ANOFEME, să-și fortifice capacitățile, să clădim pe acea bază care s-a făcut, să continuăm acele măsuri și să le promovăm mai activ unde este posibilitatea să eficientizăm activitatea, o vom face. Dar e important că pornim de la o premiză că ce s-a făcut până acum a fost foarte bine. Noi am văzut că ANOFEME implementează un spectru destul de larg și, dacă sincer, relevant de măsuri de ocupare. Problema este că ele nu au fost suficient promovate și probabil și politicul nu a acordat suficientă atenție acestei instituții, serviciilor pe care le implementează, care le prestează această instituție. Deci trebuie să mergem înainte, valorificând ce s-a făcut până acum, dar luând în considerație noile realități, inclusiv pe piața muncii și, foarte important, și acel potențial care l-am remarcat și domnul ministru a menționat. Într-adevăr, avem un potențial destul de mare la acest capitol, probabil este cel mai mare potențial pe care noi ca țară îl avem, în ceea ce ține de capitalul uman, piața muncii, și este important să lucrăm în această direcție. Noi,
Ca centru independent suntem deschiși să oferim expertiza noastră, să susținem această reformă și ce s-a făcut până acum a fost grație suportului Fundației Soros Moldova, care la fel mulțumim și apreciem deschiderea fundației pentru a susține asemenea proiecte de asistență tehnică, proiecte foarte concrete, unde venim să ajutăm la reformarea diverselor domenii importante, inclusiv piața muncii. Și acum ofer cuvântul domnului Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova, pentru un cuvânt de salut. Mulțumesc, Adrian. Bună ziua, domnule ministru, dragi colegi. În primul rând, vreau să remarc cu satisfacție faptul că în titlul acestui eveniment este cuvântul viziune, o viziune nouă. Fundația Soros Moldova, în misiunea și viziunea sa, are scris determinarea, dedicația de a susține vizionarii din Republica Moldova care fac tot posibilul pentru a îmbunătăți viața în această țară. Respectiv, cu bucurie susținem astfel de proiecte ca cele implementate de expert grup și cu bucurie cooperăm cu așa instituții precum Ministerul Muncii. Ne bucurăm să avem un parteneriat funcțional deja de mai mult timp, pe mai multe dimensiuni. Spunea domnul ministru mai devreme despre formalizarea acelei munci parțial legale, pentru că la noi nu chiar total ilegală, deci trecerea pe alb, reforma ANOFM și altele. Cuvântul reformarea ANOFM, eu cred că exprimă dezideratul pus la bază acestor procese care urmează să aibă loc, dar eu aș zice că determinarea aceasta trebuie să fie evidențiată și de dorința de a reinventa această instituție. Și o să încerc să explic ce am în vedere. Sunt sigur că noi cu toții am auzit această mantră permanentă în Republica Moldova, care are două elemente, două fațete, dacă vreți. Dacă vorbești cu un angajat sau o persoană neangajată, auzi mantra permanentă, nu-s locuri de muncă. Locuri de muncă nu-s. Spunea și domnul profesor mai devreme despre această dilemă sau dualitate. Cealaltă fațetă este fraza care auzim din partea angajatorilor, business-ului. Nu găsim oameni, nu avem oameni. Nu găsim specialiști, nu găsim oameni instruiți, nu găsim oameni care elementar să cunoască, să aibă un set de abilități, skills-uri necesare în această piață, în aceste realități economice. Actorii care ar trebui să reconcilieze aceste două poziții, actori sunt, dar și ANOFM este, cred eu, unul dintre ei, unul dintre cei mai importanți, dar din păcate, până acum, nu a reușit să soluționeze această dilemă. Nu știu dacă ANOFM trebuie să rezolve această dilemă definitiv, dar cel puțin cred că are toate pârghiile pentru a o face. Sper că reforma va amplifica eficiența acestei instituții pentru a oferi un serviciu cetățenilor și mai util. Spunea domnul ministru despre faptul că din 200.000 de persoane care sunt în muncă informală, s-a reușit formalizarea la circa 80. E și asta un indicator. Atitudinea cetățenilor sau încrederea cetățenilor e un alt indicator. Știu că se depune o muncă enormă, dar iată, anume această reinventare, cred că ar permite de a răspunde necesităților reale existente în societate. Astfel încât încrederea cetățenilor în această instituție să fie una mai mare, informarea cetățenilor despre serviciile oferite de ANOFM să fie una și mai mare, pentru că, apropo, și în studiul pe care îl vor prezenta colegii mai târziu, erau niște date care reușeau din interviurile desfășurate cu beneficiarii agenției sau persoanele care ar putea să fie potențial beneficiari. Deci erau informații, erau date cu privire la informarea slabă a cetățenilor cu privire la serviciile oferite de agenție. Deci,
Cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc și colegilor de la Expert Group și Ministerului Muncii pentru acest parteneriat despre care spuneam mai devreme. Contez foarte mult că conlucrarea va fi și mai departe una fructuoasă, care să rezulte în niște îmbunătățiri palpabile, sesizabile pentru cetățeni și efectele să fie vizibile într-un termen cât mai scurt posibil. Încă o dată mulțumesc și mult succes mai departe. Mulțumim mult, domnule Culeac. Acum ofer cuvânt colegul meu, Stas Madan, care va prezenta pe scurt rezultatele unei evaluări independente a percepției, în primul rând, a șomerilor vis-a-vis de serviciile oferite de ANOFME. Este vorba de o analiză bazată pe un sondaj reprezentativ care va fundamenta cumva necesitatea acestei reforme. Stas, te rog, ai cuvântul. Da, mersi mult. Eu o să mă ridic, o să fie mai comod să interacționăm așa, pentru că am și o prezentare. Deci, în colaborarea noastră cu Ministerul Muncii am avut mai multe activități, iar una din aceste activități a fost inclusiv elaborarea unui sondaj reprezentativ printre beneficiarii ANOFME pentru a vedea la firul ierbii care sunt problemele și a putea merge înainte cu concluzii fundamentate. În general, este foarte important și îmbucurător că în promovarea acestei viziuni, Ministerul Muncii se bazează pe date și pe evidențe. Din păcate, în cadrul altor instituții, de multe ori vedem promovarea diferitor proiecte care sunt mai mult bazate pe impulsuri emoționale sau pe alte raționamente. Aici chiar sunt politici promovate pe evidențe. Eu voi prezenta principalele constatări, ce ne spune sondajul nostru. Deci, structura eșantionului, am contractat o companie sociologică care a colectat toate datele, deci este vorba despre 708 respondenți. Am reușit să dezagregăm datele după mai multe criterii ca să putem face concluzii pertinente, deci după localitate, vârsta respondentului, după statutul acestuia, pentru că am luat datele, deci baza eșantionului au fost datele privind beneficiarii ANOFME de la începutul anului 2022, sondajul a fost realizat la începutul anului 2023, deci inclusiv respectiv avem despre situația care este statutul acelor persoane la momentul interviului, deci după un an de zile. Deci avem respectiv mai multe criterii prin care am reușit să facem concluzii destul de interesante. Deci prima parte a sondajului este despre profilul șomerilor în raport cu piața muncii. Ce vedem noi? Deci cei mai mulți șomeri, aproape jumătate, au la activ de la 2 până la 5 locuri de muncă ca și experiență în cariera lor profesională. Deci în același timp 22,7% au avut un singur loc de muncă, iar fiecare al șaselea respondent nu are nicio experiență de muncă formală. Iar dacă mergem pe acele dezagregări pe care am vorbit mai înainte, deci aproape fiecare al treilea șomer cu studii medii incomplete sau fără studii nu are nicio experiență de muncă și situația dată este caracteristică și pentru fiecare al patrulea respondent cu vârsta de la 18 la 34 de ani. La fel am întrebat care sunt motivele de eliberare de la ultimul loc de muncă, deci cel mai des motiv de eliberare invocat de fiecare al patrulea respondent este că întreprinderea a redus numărul de lucrători sau s-a închis. În special, acest motiv este pertinent pentru segmentul de populație de la 45 la 54 de ani și mai mult de 55 de ani. În general, pentru aceste persoane,
se atestă o rată redusă de revenire în piața muncii. Pe de altă parte, datele sondajului arată că persoanele mai tinere din mediul urban și cele cu studii superioare, acelea sunt șomerii de bază care se concediază din motive mai mult subiective, spre exemplu că nu le-a convenit salariul sau condițiile de muncă. Acum, o altă întrebare destul de interesantă ține de perioada de inactivitate, de cât timp nu au un loc de muncă. Deci este foarte interesant că 38,7% din cei intervievați a reieșit că nu au un loc de muncă formal de mai bine de 2 ani, iar fiecare al 10-lea șomer în general nu are experiență de muncă. Asta ne induce la ideea inclusiv că o parte din fluxul de beneficiari ANOF se repetă periodic fiind vorba de aceleași persoane. De asemenea, o constatare pe care noi o intuiam, dar e arătată și de date, este că, în general, pe piața muncii din Republica Moldova, vârsta este aproape ca o sentință, iar șomajul pe termen lung este predilect odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, 7 din 10 șomeri cu studii incomplete sau fără studii sunt fără un loc de muncă oficial, de mai mult de un an sau nu au experiență de muncă. Acum, altă secțiune ține despre eforturi de angajare, constrângeri și metode de căutare. În general, noi vedem o abordare destul de pasivă a angajaților atunci când vine vorba de angajare, de aceea este și nevoie de a schimba această paradigmă pentru ca să crească activismul șomerilor. Ori la întrebarea cu câți angajatori ați interacționat sau ați contactat în ultima perioadă, răspunsul este de 2,9, dar fiecare al treilea șomer nu a făcut niciun efort de angajare în ultima perioadă, iar fiecare al patrulea s-a limitat la contactarea doar a 1-2 angajatori. De asemenea, dacă analizăm în structura eșantionului, vedem că șomerii cu studii superioare și cei din mediul urban sunt în medie cu de 2,2, respectiv de 2 ori mai activi în căutarea unui loc de muncă comparativ cu cei fără studii sau cei din mediul rural. De asemenea, am întrebat care a fost implicarea ANOFM în contactarea angajaților, în contactarea angajatorilor. Deci, da, fiecare al cincilea angajat a relaționat exclusiv cu ajutorul ANOFM, pe când 48% a spus că a făcut acest lucru de sine stătător și avem și un rezultat intermediar atunci când șomerii au apelat atât la ANOFM cât și în propriile surse. De asemenea, respondenții cu vârsta de la 18 la 34 de ani au făcut cel mai puțin uz de aportul ANOFM în contactarea angajatorilor. De asemenea, o întrebare foarte interesantă ține care sunt constrângerile de angajare în câmpul muncii. Dacă ne uităm care sunt cele mai dese cauze de ce nu se pot angaja șomerii, deci sunt lipsa locurilor de muncă, salariile mici și starea de sănătate, dar chiar și așa foarte interesant este că motivele legate de oferta forței de muncă prevalează asupra celor legate de cererea forței de muncă, adică lipsa locurilor de muncă și salariile mici, iar drept dovadă, spre exemplu, dacă tot vorbim de abordarea inclusivă, care a menționat și domnul ministru, mai mult de una din patru femei, deci a menționat că este imposibilitatea de a se angaja din cauza copiilor mici, deci este un rezultat destul de impunător. De asemenea, există și constrângeri de mobilitate în condițiile în care fiecare a noua persoană din mediul rural nu se poate angaja anume din cauza lipsei de transport către altă localitate unde este locul de muncă. Dacă vorbim despre lipsa locurilor de muncă, este cea mai critică, în special pentru respondenții din mediul rural, cât și pentru cei din categoria de vârstă de peste 45 de ani. Atunci când vine vorba despre care sunt cele mai bune metode de a găsi un loc de muncă, au fost întrebați șomerii.
Foarte interesant, a fost o întrebare cu răspunsuri multiple și avem doar 40% din respondenți au menționat ofertele de muncă disponibile la ANOFM printre cele mai bune metode de a găsi un loc de muncă. Asta arată inclusiv și semne de întrebare despre calitatea locurilor de muncă care există la ANOFM sau calitatea angajatorilor care depun acolo un loc de muncă. În general, fiecare a șasea persoană nu a beneficiat în general niciuna din opțiuni, fiindcă nu știe să răspundă la această întrebare și în special este relevant pentru persoanele cu studii medii incomplete sau fără studii și persoanele mai mult de 55 de ani. De asemenea, am întrebat șomerii, deci despre frecvența cu care caută un loc de muncă prin diferite metode și în general vedem o rigiditate și lipsă de diversificare a șomerilor. În general, iarăși revenim la acea abordare pasivă. În general, dacă vorbim despre opțiunile care au obținut cele mai multe răspunsuri ca fiind cele mai frecvente opțiuni, deci vedem că apelarea la cunoștințe, prieteni, rude este cea mai populară opțiune, cu răspunsuri cumulative de des și foarte des de 35%. De asemenea, peste o treime au menționat adresarea după serviciile ANOFM. Dar atunci când vorbim despre metodele moderne de angajare, că mai ales cele aduse de mediul online, vedem că participarea la interviuri la angajare este utilizată des și foarte des doar de fiecare al 10-lea intervievat, iar publicarea anunțurilor pe ziare, internet sau expedierea CV-urilor are ponderi la fel sub 10%. Acum, o altă secțiune ține de interacțiunea cu ANOFM și informațiile primite. Deci, cea mai mare parte a beneficiarilor ANOFM sunt persoane care au aflat despre ANOFM de la alte persoane, deci rude, prieteni sau diversi funcționari de stat. În general, din această întrebare vedem că despre ANOFM se află mai mult direct de la alte persoane decât din surse externe, cum ar fi mass media, rețele sociale, site-uri, ceea ce ne arată că este oarecum o instituție de nișă mai mult decât și are o notorietate încă destul de limitată, iar asta este o constrângere probabil ca anumiți potențiali beneficiari să apeleze la serviciile sale. Deci, în general, activitățile de promovare, da, pe pagini administrate de ANOFM, rețele sociale, radio, TV sau alte surse media, au fost bifate de un număr nesemnificativ de beneficiari că au aflat despre ANOFM din această sursă. O altă întrebare cheie și foarte, foarte importantă ține de, deci, care a fost scopul cu care au venit șomerii la ANOFM. Și din această întrebare rezultă că avem un număr destul de important din beneficiarii ANOFM care sunt centrați pe alte motivații decât cea de bază și anume găsirea unui loc de muncă. A fost o întrebare cu răspunsuri multiple și chiar dacă avem 3 din 4 șomeri au menționat că găsirea unui loc de muncă este motivul pentru care au venit, în același timp avem alte motivații, cum ar fi ajutorul pentru a obține ajutorul social, 1 din 5, înregistrarea pentru a avea parte de asigurare medicală, 14,3%, sau intenția de a beneficia de ajutor de șomaj, aproape 12%. De asemenea, beneficiile de care au declarat că au beneficiat șomerii înregistrați la ANOFM. Deci, în general, informațiile despre locurile de muncă vacante și contactele angajatorilor au fost cel mai des enunțate. În general, ce este interesant, că beneficiarii ANOFM care între timp au devenit angajați, cât și persoanele cu studii superioare, au declarat că au beneficiat într-o măsură mai mare de aceste servicii, iar aceasta arată că în momentul în care șomerii ajung să beneficieze de aceste servicii, totuși este un impact mai mare în posibilitatea de a se angaja. De asemenea, am întrebat șomerii care sunt informațiile care li s-au comunicat atunci când au relaționat direct cu angajații ANOFM.
Deci au avut iarăși de bifat dintr-o serie de opțiuni. Deci ce implică statutul de șomer și care sunt metodele de căutare a unui loc de muncă? Sunt informațiile cel mai des reținute de către șomeri că le-ar fi primit în timpul acelor discuții. La polul opus vedem că doar puțin peste o treime din șomeri și-au amintit că să le fi fost comunicat despre site-ul angajat.md. Deci, în general, avem o problemă și cu notorietatea acestui site. Noi, spre exemplu, am analizat care este situația la zi, spre exemplu, într-o zi obișnuită, câte locuri de muncă disponibile sunt pe angajat.md și câte locuri de muncă sunt pe site-uri private. Și vedem o diferență enormă de zeci de ori mai mare pe acele platforme private și evident că avem și aici rezerve de a îmbunătăți lucrurile. Despre măsurile active de ocupare livrate de ANOFM. În general, concluzia de bază este că cota celor care au declarat că au beneficiat de măsurile active depășește cu mult datele efective și există o înțelegere oarecum limitată a ceea ce înseamnă măsuri active de ocupare. Ori, conform sondajului, fiecare al treilea șomer a declarat că a beneficiat de cel puțin una din măsurile active de ocupare a forței de muncă. Ori, dacă contrapunem cu rezultatele efective, deci această pondere este de multe ori mai mică. La fel, am întrebat pe ceilalți două treimi din șomeri care nu au beneficiat de măsuri active de ocupare, de ce nu au beneficiat. Și aici le putem grupa în trei motive de bază, deci, și care cam egal, dacă așa, proporțional se împart. Deci este lipsa de informare, lipsa de nevoie și motive personale. Dacă să vorbim despre că nu au nevoie de aceste servicii, interesant că au menționat expres persoane. Deci aproape jumătate din persoanele cu studii superioare din sondaj sau persoanele care au deja statut de angajat. Deci această lipsă de nevoie ne induce la ideea că sunt nevoie și de anumite intervenții și în conținutul acestor măsuri active de ocupare pentru a fi mai relevante și pentru toate categoriile de șomeri. Iar a treia categorie se referă la motive de ordin subiectiv, personale, cum ar fi lipsa de timp, probleme personale sau sănătatea și vârsta. O altă secțiune ține de rezultatele cooperării cu ANOFM, nivelul de satisfacție. Deci, la întrebarea expresă dacă angajarea a fost facilitată de ANOFM, deci unul din șase respondenți au menționat expres că angajarea lor a fost facilitată de ANOFM. În special, ANOFM a reușit într-o măsură mai mare să faciliteze angajarea tinerilor și a persoanelor din mediul urban, dacă ne uităm la rezultatele dezagregate. De asemenea, 29% au răspuns afirmativ la enunțul că și-au găsit un loc de muncă, dar fără implicarea ANOFM, și cei care sunt mai independenți în căutarea unui loc de muncă sunt în general persoanele de la 18 la 44 de ani și persoanele care dispun de studii superioare. De asemenea, dacă să vorbim despre nivelul de satisfacție față de informațiile livrate de ANOFM și cursurile de formare profesională, iar răspunsurile vedem că sunt preponderent pozitive, deci atât față de informațiile pe care le-au primit de la ANOFM, cât și cursurile de formare profesională, cei care au trecut prin acele cursuri doar au răspuns la această întrebare și vedem practic 70% au beneficiat, din cei care au beneficiat de cursuri de formare profesională s-au declarat satisfăcuți sau foarte satisfăcuți. Cât privește despre informațiile primite, avem 18,6% care s-au declarat nesatisfăcuți și foarte nesatisfăcuți, iar dacă vorbim de categoriile care sunt cei mai nesatisfăcuți, deci sunt cei care la momentul interviului aveau statut de șomer neînregistrat și persoanele de peste 55 de ani. A fost o întrebare generală, deci să evalueze nivelul general de satisfacție față de interacțiunea cu ANOFM. Deci, practic, unul din trei șomeri s-au declarat foarte satisfăcuți, iar alte 27,7% mai degrabă
satisfăcuți. La fel, un grad mai mare de nesatisfacție se numără în egală măsură la persoanele de peste 55 de ani și persoanele care la momentul interviului aveau statut de șomer neînregistrat la ANOFM. De asemenea, am întrebat șomerii care sunt cele mai apreciate aspecte în colaborarea cu ANOFM, iar cel mai înalt nivel de satisfacție este vorba despre programul de lucru, numărul de acte solicitate și rapiditatea de servirii. Dacă ne uităm la răspunsurile care au obținut cel mai mic scor, este calitatea serviciului prestat, 70%, căile de acces și asigurarea cu rampă de acces, da, doar 53%, și utilitatea informațiilor de pe site-ul angajat.md, doar unul dintre ei. Și la fel, dacă ne uităm în acest tabel, vedem că peste jumătate din șomeri nici nu au auzit efectiv despre acest site. Și ultima întrebare ține de percepția privind perspectivele de angajare. Aici inducem un pic de optimism în condițiile în care 6 șomeri din 10 credeau că în următoarele 6 luni vor reuși să se angajeze, în timp ce alți 4 din 10 sunt fie neîncrezători, fie mai rezervați la acest capitol. Cei mai optimiști în găsirea unui loc de muncă sunt persoanele tinere, bărbații și persoanele din mediul urban, iar cele mai pesimiste categorii sunt cei care erau șomeri neînregistrați la ANOFM la momentul interviului, persoanele de peste 55 de ani și persoanele din mediul rural. Deci, cam acestea sunt principalele constatări ale sondajului. În decursul discuției putem deschide și alte paranteze, dacă vor fi alte întrebări adiționale privitor la acest sondaj, care, apropo, principalele sale constatări se regăsesc, de fapt, în viziunea Ministerului, care va fi prezentată în cele ce urmează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Stas! Problema a fost definită, acum să vedem soluțiile de politică cu care vine Ministerul Muncii și Protecției Sociale, doamna Felicia Bechtoldova, care este secretară de stat responsabilă de promovarea acestei reforme, va prezenta detaliat viziunea de reformă a ANOFM. Vă rugăm! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment și sunt onorată să vorbesc despre viziunea cu referire la îmbunătățirea serviciilor oferite de ANOFM, acum în jurul zilei de 1 mai, ziua muncii, și vreau să vă prezint unele realizări pe care le-am făcut anul trecut și anul acesta și în continuare să vă prezint ce ne propunem să facem în acest an și în anii următori. Deci, în 2022, Parlamentul a votat legea numărul 352 și legea numărul 274, care a conținut mai multe modificări la legea numărul 105, ce ține de ocuparea forței de muncă și asigurare de șomaj. La inițiativa Ministerului am inclus mai multe modificări la legea numărul 105 și cu vreau să-i mulțumesc domnului deputat Dorian Istrate, împreună cu dumnealui și împreună cu Agenția de Ocupare Forță de Muncă, am introdus mecanismul de vouchere de formare profesională. Deci, prin legea 352, care a fost înaintată și promovată de minister, am simplificat 6 măsuri active și servicii care facilitează accesul angajatorilor și șomerilor la serviciile și măsurile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am reușit să majorăm 3 tipuri de subvenții pentru șomeri și am facilitat procedura de obținere a licenței de activitate de către agențiile private pentru ocuparea forței de muncă.
Deci, despre cele trei tipuri de subvenții care am vorbit, este vorba de subvenție pentru inițierea unei afaceri, care am majorat de la 10 salarii medii lunare pe economie la 20 de salarii medii lunare pe economie, deci de la 99.000 de lei la 198.900 de lei. De asemenea, am micșorat contribuția șomerului, deci acum șomerii pot aplica pentru această subvenție având o finanțare mai mică, deci contribuția șomerului se micșorează de la 50% la 20%. De asemenea, am mărit subvenția pentru proiectele de inițiativă locală de la 10 salarii medii pe economie la 20 de salarii medii pe economie, deci, cu alte cuvinte, de la 99.000 de lei la 198.000 de lei. De asemenea, am majorat bursa de studii pentru cursurile de formare profesională de la 15% la 35% din salariul mediu pe economie, deci cu alte cuvinte de la 1.485 de lei la 3.465 de lei. Acest lucru a fost făcut pentru a exclude demonstrarea cheltuielilor pentru cazare și transport, care deseori șomerii nu pot demonstra acest lucru. De asemenea, am introdus un formular pentru șomeri care vor trebui să prezinte informații lunar despre acțiunile pe care le-au întreprins privind căutarea activă a unui loc de muncă. Acest suport, desigur, va fi cu suportul angajaților, cu suportul specialiștilor ANOFM, care va ajuta șomerii să identifice un anumit locuri de muncă, ca șomerii singuri să contacteze, singuri să caute un loc de muncă și specialiștii în același timp, de asemenea, vor acorda acest suport. O altă modificare la legea numărul 105 și la hotărârea Guvernului 1276, care a fost aprobată săptămâna trecută, au fost eliminarea barierelor la accesarea serviciilor de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități. Deci până în prezent, deci până la sfârșitul lunii decembrie anului trecut, pentru a beneficia de servicii de angajare asistată, șomerul cu dizabilități trebuia să fie în evidența Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă timp de 6 luni și să dețină recomandarea Consiliului Național pentru Determinarea Capacității de Muncă. Deci, prin proiectul de lege și prin hotărârea Guvernului care a fost aprobată, noi am exclus aceste norme și acum persoanele cu dizabilități pot beneficia de angajare asistată odată cu înregistrarea la ANOFM. De asemenea, o altă modificare este sporirea atractivității pentru măsura de subvenționare a creierii și adaptării locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități, unde am redus termenul obligatoriu de menținere a raporturilor de muncă. Deci, la moment, angajatorii primesc subvenții dacă angajează persoane cu dizabilități, deci în valoare de 50% din salariul oferit salariatului pentru persoanele cu dizabilități medii și 75% din salariul oferit în cazul persoanelor cu dizabilități severe. Și pentru a încuraja mai mulți angajatori să angajeze și să creeze, să adapteze locul de muncă, noi am micșorat acest termen. De asemenea, am introdus o procedură de recunoaștere a competențelor non-formale în rândul șomerilor. Aceasta se va realiza de către centrele de excelență ale Ministerului Educației și Cercetării, la îndreptarea Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și cheltuielile pentru recunoașterea acestor competențe va fi acoperite de bugetul agenției.
De asemenea, am stabilit o procedură mai simplă de obținere, perfectare și reperfectare a licenței de activitate a agențiilor private de ocupare și am inclus condiții mai clare ce ține de înregistrare de către o agenție privată de ocupare a beneficiarului străin în calitate de angajator direct. De asemenea, vreau să menționez foarte succint modificarea ceea ce ține de cursurile de formare profesională și introducerea mecanismului de vouchere profesională, unde furnizorii de formare profesională nu vor fi necesar, nu va fi necesar să participe la concursul de achiziții publice și șomerii singuri își vor putea să-și aleagă cursurile independent. La moment, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege. Prin acest proiect de lege vom rezolva anumite probleme care domnul ministru le-a enunțat, domnul Stas Mădan le-a enunțat în prezentarea dumnealui. Deci, noi vom exclude obligativitatea, noi vom exclude asigurarea medicală pentru acei șomeri care nu au contribuit în sistemul de asigurări medicale. Deci, asigurarea medicală va fi menținută doar pentru șomerii care primesc o indemnizație de șomaj, dat fiind că anterior acestuia ei au contribuit în bugetul asigurărilor medicale. De asemenea, va fi revizuită noțiunea de loc de muncă corespunzător pentru locurile de muncă care nu se află în localitatea unde șomerul are domiciliu. De asemenea, va fi revizuită procedura de scoatere din evidență a șomerilor prin reducerea termenului de neprezentare întemeiată de la 60 de zile la 30 de zile calendaristice. Va fi revizuit termenul pentru înregistrare repetată cu statut de șomer. Ne dorim să extindem cursurile de educație non-formale, deci ne dorim să extindem mecanismul de vouchere care l-am instituit anul acesta pentru cursurile de educație non-formală și, de asemenea, ne propunem să extindem acordarea subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă nu doar în localitățile rurale, ci și în unitățile administrativ-teritoriale de nivel 1 și 2, care angajează șomeri registrați la NOFM. Acum, referitor la viziunea de reformă care ne propunem să îmbunătățim serviciile oferite de NOFM, deci se va concentra pe 4 obiective majore. Primul obiectiv fiind, ne propunem ca NOFM să crească numărul beneficiarilor și să țintească mai bine serviciile și măsurile active destinate șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Un alt obiectiv este ca NOFM să presteze servicii și măsuri active de ocupare mult mai relevante și inclusive pentru beneficiari. Obiectivul 3, ca NOFM să presteze servicii calitative angajatorilor și ca obiectiv numărul 4, ca performanța instituțională a NOFM să crească semnificativ prin alocarea mijloacelor financiare, umane și tehnologice suficiente pentru a gestiona programele de măsuri active și aplicarea unui model mai eficient de management al performanței. Ca să mă refer la punctul numărul 1, aici ne propunem mai multe intervenții. În primul rând, ne propunem să simplificăm la maxim modulul de înregistrare cu statut de șomer. Deci noi, acum la moment, un șomer și un specialist al NOFM trebuie să petreacă 30 de minute, o oră pentru a înregistra un șomer. Ceea ce noi vrem să ne propunem este să simplificăm
înregistrarea cu statut de șomer, ca șomerul să poată să facă această înregistrare individual, de acasă, de la bibliotecă, și prin intermediul bibliotecarilor, asistenților sociali, și de asemenea să implementăm module de autodeservire în cadrul tuturor stofumurilor. Ce am în vedere aici? Am în vedere că atunci când șomerul se prezintă la NOFM, să fie un spațiu destinat unde, unde șomerul să se înregistreze, să se înregistreze singur independent. Eu vreau să vă zic că anterior de a veni la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, am activat la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din statul Oregon și în fiecare subdiviziune de ocupare a forței de muncă în Oregon există un spațiu unde șomerul singur se înregistrează. După ce se înregistrează, primește o consiliere individuală la specialistul la NOFM și ulterior, împreună cu suportul specialistului NOFM, se creează un plan individual de ocupare. Și acest spațiu este un spațiu în care șomerii singuri își caută un loc de muncă, este disponibil un telefon care singuri ei pot să contacteze angajatorii, să organizeze interviuri și așa mai departe. O altă intervenție la acest obiectiv ține de implementarea unei proceduri de activare pe piața muncii a șomerilor. Deci aici ne propunem să ajustăm cadrul legal ca să revizuim drepturile și obligațiile șomerilor. Deja am menționat că Ministerul este în proces de a elabora un alt proiect de lege. De asemenea, ne propunem să elaborăm și să implementăm o procedură de activare a șomerilor și să asigurăm conexiunile intersistemice de date între sistemul informațional al NOFM și alte instituții relevante. O altă intervenție este, ne propunem să implementăm o nouă procedură îmbunătățită de profilare și identificare a șomerilor prin elaborarea unei proceduri de profilare, identificare și outreach a persoanelor în căutarea unui loc de muncă la nivel de raion. Ne propunem să realizăm profilurile raionale ale pieței muncii și să elaborăm și să implementăm planuri de outreach a persoanelor în căutarea unui loc de muncă la nivel de raion. De asemenea, pe lângă aceasta ne propunem să creăm un program de suport pentru subdiviziunile de ocupare a forței de muncă în implementarea planurilor de outreach. Da, și desigur, domnul ministru a zis, și mașini să cumpărăm. Așa, da. Pentru obiectivul numărul 2, ne propunem ca NOFM să presteze servicii și măsuri active de ocupare mult mai relevante și inclusive pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă. Și aici un focus foarte mare va fi anume asupra digitalizării serviciilor și măsurilor active de ocupare. Ne propunem ca toate serviciile și toate măsurile active să fie digitalizate ca șomerul să poată să aplice pentru o subvenție online, să nu fie necesar deplasarea fizică la oficiu. O altă intervenție, ne propunem ca NOFM să implementeze servicii și măsuri active adaptate pentru persoanele cu dizabilități, părinți cu copii mici și tinerniți. Pentru aceasta, împreună cu partenerii de dezvoltare, ne propunem să elaborăm un audit cu privire la planul de accesibilitate a tuturor sediilor subdiviziunilor de ocupare a forței de muncă. Ne propunem să elaborăm și să implementăm măsuri de activare destinate părinților cu copii mici și tinerniți. Noi am elaborat recent un nou program, un program național de extindere a serviciilor de creșă, unde avem un plan ambițios de a ajuta părinții cu copii mici, în special doamnele, să revină în câmpul muncii dacă își doresc, mai rapid. Și acest program face parte
din această viziune. Așa, un alt punct, o altă intervenție este că ne propunem ca NOFME să implementeze un nou ciclu de management și de planificare a serviciilor și măsurilor active. Deci ne propunem să elaborăm o dată la fiecare an planuri de activare a forței de muncă la nivel de raion, în baza profilurilor raionale ale pieții muncii, ca să fim mai efectiv, să țintim atât șomerii cât și angajatorii la nivel de raion pentru a oferi servicii mai bune. Obiectivul numărul 3 este focusat pe angajatori. Ne propunem să extindem gama de servicii oferită angajatorilor și aici avem în vedere o asistență mai consolidată în ceea ce privește analiza sarcinilor de serviciu pentru o mai bună formulare a anunțurilor de posturi vacante. Ne dorim să ajutăm angajatorii să formuleze anunțuri de locuri de muncă mai relevante. Noi cunoaștem că pentru ca angajatorii să declare locurile de muncă vacante la NOFME, trebuie să oferim un suport mai extins. Un alt serviciu care ne propunem să-l realizăm este ca specialiștii în cadrul Agenției Naționale de Ocupare Forței de Muncă focusat pe angajatori să ofere consultanță pentru respectarea cerințelor legale. Așa, și o altă intervenție din acest obiectiv este ne propunem să creăm o direcție de cooperare cu angajatori în cadrul ANOFME și să elaborăm și să implementăm o strategie de parteneriat cu angajatorii la nivel raional. Cum am menționat, domnul Stas referitor la locurile de muncă pe site-ul angajat.md. Într-adevăr, acum cu suportul partenerilor de dezvoltare, cu suportul UNDP, vom conecta sistemul informațional al ANOFME-ului Jobless cu angajat.md, în care locurile de muncă vacante care sunt declarate de angajatori la telefon sau prin e-mail să fie disponibile pe angajat.md și această funcționalitate va funcționa deci în luna iulie al acestui an. Din păcate, în continuare avem mulți angajatori care preferă să nu declare locurile de muncă online, ci să contacteze subdiviziunea de ocupare a forței de muncă și să declare declare locurile de muncă vacante. Ulterior, specialistul deja introduce această informație în sistemul informațional. Și ultimul obiectiv ține de creșterea performanței instituționale a ANOFME. Aici ne propunem două intervenții majore, prima fiind ne propunem ca ANOFME să dispună de mijloace financiare, umane și tehnologice suficiente pentru a gestiona programele de măsuri active. Ne propunem să elaborăm și să implementăm un program de dezvoltare pentru specialiștii ANOFME cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. Ne propunem să fortificăm direcția de resurse umane din cadrul ANOFME-ului, să elaborăm un buget de dezvoltare și de strategie de parteneriat a ANOFME-ului pentru anii următori, să creăm o secție responsabilă de integrare UE și a managementului proiectelor UE, un serviciu logistică și achiziții publice și, nu în ultimul rând, ne propunem ca ANOFME să aplice un model mai eficient de management al performanței. Aici acest lucru va fi realizat prin următoarele intervenții. Vom elabora
proceduri de management de performanță bazat pe rezultate în cadrul ANOFM-ului. Vom crea o direcție responsabilă de management al performanței în cadrul ANOFM-ului. Vom implementa un dashboard de performanță a stofumurilor și vom elabora, implementa strategiile de îmbunătățire a managementului instituțional pentru subdiviziunile de ocupare a forței de muncă. Cam aici se încheie prezentarea mea. Dacă sunt întrebări, suntem bucuroși să vă răspundem. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare detaliată. Acum deschidem panelul pentru întrebări, comentarii, propuneri pe marginea celor prezentate. Vă rugăm. Și cred că putem să oferim cuvânt reprezentant doamnei Raisa Dugaru, care este directoarea ANOFM, pentru o intervenție, pentru că nu pot să nu ofer cuvânt având în vedere cele prezentate. Vă rugăm. Într-un fel, bună ziua tuturor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru implicare și pentru dorința de a face ANOFM mai bun, mai modern pe piața muncii, cu un impact mai mare pe piața muncii. Eu vreau să mulțumesc paneliștilor, domnului ministru pentru susținere. Soros Moldova, mă bucur să vă cunosc și desigur că vom colabora. Și vreau să mulțumesc expert grup pentru această evaluare individuală, să spunem, din exterior, o viziune din exterior despre ANOFM. Eu doar vreau să spun că ANOFM este deschisă pentru aceste provocări. Într-adevăr, trebuie să facem mult mai mult pentru ca persoana să fie mai responsabilă, să responsabilizăm mai mulți beneficiari pe care noi îi avem și contribuția ANOFM este una mare, aș spune, în acest sens. Și vreau să vă spun că noi vom fi deschiși absolut cu toți partenerii, cu toate instituțiile. Vreau să mulțumesc Organizației Internaționale a Muncii, care a fost în tot parcursul nostru un partener strategic în toate dezvoltările și în toate ceea ce am realizat. Avem o bună colaborare și cu alții donatori. Am avut pe tot parcursul existenței ANOFM o atragere, să spunem așa, experților buni din Uniunea Europeană, din Suedia, din alte țări, unde am văzut practici. Eu cred că noi suntem deschiși pentru a vedea noi practici și a atrage anume cele mai bune experiențe pentru a implementa politica statului, a guvernului. Și eu cred că într-adevăr, mă bucur că guvernul susține anume ANOFM-ul și îl vede în acest mod nou, cu o nouă viziune și o restartare a ANOFM. Mulțumesc! Mulțumim pentru mesaj. Ați venit cu un mesaj foarte important, de fapt, deschiderea instituției pentru reformă. Cred că este deja jumătate din rețeta succesului, pentru că avem și situații diferite, dar mă bucur că la ANOFM este acea dorință pentru reformă. Aș vrea să ofer cuvânt și domnul ministru pentru o reacție. După cum ați văzut, agenda este destul de ambițioasă, așteptările sunt extrem de mari. Rugămintea mea este să vă alăturați acestui efort, fiți parte a echipei noastre minunate. Noi la Minister suntem deschiși. Noi o să venim la Minister, o să contactăm și colegii noștri din societatea civilă. Vrem să înțelegem, spre exemplu, cum să facem serviciul nostru mai inclusiv, cum să facem serviciul nostru mai prietenos față de tine, grupul ăsta tinerit, cum să facem acest model de outreach. Noi foarte mult vrem să punem accentul inclusiv să înțelegem perspectiva angajatorilor.
Vrem să ne întâlnim cu sectorul privat, să înțelegem cum noi putem să ne modelăm, să fim mai prietenoși, să ne pliem pe interesele lor. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult că participați la această lansare. Noi cumva vrem să ne responsabilizăm față de dumneavoastră ca și părți interesate. Dar totodată vrem să vă invităm în gașca noastră. Este tare mult de făcut, dar este o determinare destul de mare să schimbăm lucrurile, să le îmbunătățim destul de rapid. Deci, pentru noi, Anofemeu și acest efort este o prioritate foarte, foarte mare și urmează colegii mei să vă contacteze. O descriere mai detaliată a acestei viziuni o să o găsiți pe site-ul Ministerului, o avem și în limba română și în limba engleză. Mulțumim mult! În sală avem, cred că, un panel foarte reprezentativ. Avem și reprezentanții angajaților, sindicatele, angajatorilor, asociații de business, donatori, parteneri de dezvoltare, academia, societatea civilă. Vă rugăm, doamna Lipciu, vă rugăm să interveniți. Mulțumesc mult și bună ziua, Lipciu, Organizația Internațională a Muncii. Eu vreau să apreciez calitatea documentului de viziune de reformă a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Este un document și o viziune, inclusiv teorie schimbării, foarte clară, concisă și, vreau să zic, promițătoare. Apreciez la fel și faptul că obiectivele pe care le-ați prezentat adineauri sunt construite pe o analiză a constrângerilor pieței muncii, este un lucru foarte important, dar și a limitărilor care există în raport cu funcționarea agenției, o instituție foarte importantă pe piața forței de muncă. M-a bucurat și faptul că multe dintre obiectivele pe care le-ați elucidat sunt aliniate la recomandările pe care Organizația Internațională a Muncii le-a oferit pentru o instituție modernă, o instituție la nivel național, la nivel teritorial, ceea ce ține de subdiviziunile acestea. Și aici mă refer întâi de toate la eficiența serviciilor și programelor de măsuri active, de care este responsabilă agenția, o mai bună țintire, o mai bună cuprindere cu aceste servicii și programe, pentru a putea fi ușor adaptate la diferite cicluri economice, dar și pentru a răspunde nevoilor diferitor grupuri de participanți pe piața forței de muncă, exact în contextul la care v-ați referit și dumneavoastră, doamna secretar de stat. La fel, apreciem intenția de a optimiza procesele operaționale și digitalizarea sistemului pentru eficientizarea acestuia, dar și diversificarea serviciilor pentru angajatori. Un lucru extrem de important și bucură intenția de a reforma acest aspect, inclusiv din punct de vedere instituțional. Și ultimul comentariu se referă la ultimul obiectiv pe care l-ați menționat, performanța instituțională și managementul performanței, care este într-adevăr extrem de important, inclusiv din perspectiva resursei umane, motivarea resursei umane la agenție, dar și instruirea acesteia. Vreau să zic că Organizația Internațională a Muncii este în continuare alături de Ministerul Muncii, de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, cu fonduri proprii și cu fonduri mai noi elvețiene. Vom demara în curând un șir de activități care sunt conexe cu documentul de viziune. Vreau să zic că această reformă este una care necesită fonduri, care necesită expertiză tehnică, dar poate mai mult decât atât necesită voință politică, pentru că această reformă să fie durabilă, sustenabilă și să continue. Pentru că nu este nevoie de un singur an și nici de măcar 2-3 pentru ca reforma să dea roade. Deci eu la rândul meu încurajez partenerii de dezvoltare, agențiile ONU să se alăture acestui proces și să susțină nu doar ideea de reformă, ci și intenția și reforma propriu-zisă. Mulțumesc! Mulțumim. Într-adevăr, este o reformă cumva cu bătaie lungă, pentru că depinde și de alți factori. Situația din sistemul educațional, mediul de afaceri. Deci, e clar că ambițiile și obiectivele vizează
un orizont pe termen lung, dar e bine că avem un plan de acțiune, o viziune și e important să fim consecvenți, un minister, în primul rând, să fie consecvent în acest sens. Dacă sunt... Domnul Sănciuc, vă rugăm. Da, da, mulțumesc, onorată asistență. Intenția de a reforma Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă este una foarte bună, notabilă. De fapt, noi ca reprezentanții salariaților suntem membri ai organului de conducere acestei agenții. De fiecare dată am susținut aspirațiile sale în realizarea politicilor de ocupare a forței de muncă. Dar ce ține de reformare? De când s-a creat această agenție, această structură statală de la independența țării, cam reforma se ducea pe a reduce numărul de personal. Și în principiu, dacă vorbim astăzi că sunt permise 244 de unități, când s-a creat această agenție, erau 540 de unități. Și atunci făceam chiar o comparație. Bun, fiecare stat își poate permite să mențină un număr de personal în fiecare domeniu. Dar făceam comparație cu Suedia. La 9 milioane de populație aveau un număr de 11.500 de angajați la agenții de ocupare a forței de muncă și un sistem performant informațional. De fapt, se poate de muncit și cu un număr de 244 de unități, având o bază tehnico-materială puternică, un sistem informațional adecvat, fiindcă punem și eu întrebarea, bun, nu poți să te duci de fiecare dată la un angajator să stabilești niște relații de parteneriat ca să-ți ofere locurile de muncă vacante, serviciile îți beneficieze, așa mai departe. Lucrul ăsta se poate făcut o singură dată, mai departe se poate prin mijloacele de informare, telefon, internet, așa mai departe. Deci, ce ține de locurile de muncă? Evident că nu este scopul Agenției Naționale de a crea locuri de muncă. Avem structuri statale care trebuie să faciliteze crearea locurilor de muncă prin crearea condițiilor respective. Alt aspect ține de nivelul de calificare al celor care caută un loc de muncă. Mă bucur faptul că și în sondajul care s-a realizat, deci acolo era, din cei care au fost intervievați, undeva 40% aveau studii medii generale sau studii medii incomplete. Deci nu aveau o profesie sau o specialitate. Și cei care sunt astăzi în evidență la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, în jur de 70, da, doamna Reisa, nu au o specialitate și o profesie. Deci vârsta este diferită, dar spre regret nu au acel nivel de calificare care ar putea să fie ușor ca să se încadreze în câmpul muncii persoană. Deci, iarăși, nu e, dar totodată Agenția Națională de Ocupare Forței de Muncă, prin politicile sale, deci poate asigura pentru a oferi o specialitate nouă, undeva la 10%, doar din toți cei care stau la evidență. Și evident, în aceste situații, cum o să apreciem noi activitatea sau eficiența Agenției de Ocupare a Forței de Muncă în situația când ea nu e responsabilă de a pregăti forța de muncă, de a-i da un nivel de calificare. Deci aici eu văd iarăși rolul Ministerului Educației și Cercetării, fiindcă ar fi bine ca fiecare tânăr care este, va ieși pe piața forței de muncă să aibă o profesie, o specialitate. Iarăși, legătura cu angajatorii. Datele ne arată că doi șomeri tind la un loc de muncă. Dar dacă nivelul este o desconcordanță în cerere și ofertă, nu pot fi ocupați în câmpul muncii. Deci aia, intenția de a reforma este foarte ambițioasă, noi o susținem. Deci bun este apelul dumneavoastră ca să fie un parteneriat larg aici, dar iarăși trebuie să fie toate celelalte structuri statale implicate în acest sistem, în acest proces. Nu numai Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie să fie responsabil de piața forței de muncă. Sunt și alte ministerii care ar trebui să fie implicate în acest proces, ca doar împreună am putea să avem un rezultat. Cei ce sunt de sindicate, noi o susținem, și cum am susținut-o până în prezent, această reformă, această structură, dar trebuie să fie implicate celelalte structuri, domnul ministru. Aici, cred că... Poftim? Evident, celelalte politici. Bine, mulțumesc! Luăm actul de susținere din partea sindicatelor și oferim cuvântul domnului ministru. Doar pe scurt, intenția noastră este să pregătim terenul, să creștem bugetul agenției, trebuie să crească pentru măsuri active. Deci noi
anul 2023 undeva am planificat 770 de milioane de lei pentru ajutorul social. Deci cam cel puțin atâta trebuie să bugetăm pentru măsuri active. Pentru că aceste două elemente din buget, ele cumva se comunicante, da? Și noi trebuie să utilizăm resursele mai puțin pentru ajutorul social și mai mult pentru măsuri active. Asta este unul. Doi, prin obiectivul numărul unu, vrem să împuternicim și să creăm aceste capacități în cadrul agenției, ca agenția să fie mult mai proactivă în a-și rebalansa portofoliul de beneficiari. Deci acum în sistem există elemente de interes prin care unele grupuri de cetățeni vin la agenții nu ca să beneficieze de serviciile agenției, adică nu vin la agenții pentru ca să caute un loc de muncă, dar pentru ca să-și atribuie acest statut de șomer care le ofer cuplarea cu ajutorul social, asigurarea medicală și mai departe. Și ceea ce vrem noi să facem este să rebalansăm portofoliul. Deci agenția să poată să profileze în circumscripția în care activează și spune, uite, care sunt în următorii 3 ani grupul meu cu care eu aș putea să identific și să-i cuplez cu necesitățile angajatorilor din regiune. Și în sensul dat, agenția va căpta mai mult independență și în timp o să încercăm să ridicăm performanța. Deci când o să contrapunem numărul de persoane care au fost și au găsit un loc de muncă cu suportul agenției, o să raportăm un profil al populației care este mult mai interesat să-și găsească acest loc de muncă. Și de aceea, asta este prima sarcina noastră. Da? Deci asta este foarte, foarte important. Mersi. Mulțumim. După intervenția reprezentantului sindicatelor, aș vrea să invit și un reprezentant al business-ului, dacă dorește să intervină. Am luat eu microfonul deja și după care... Da, vă rugăm, doamnă Pelihovici, da, cer scuze. Da, bună ziua, apreciez enorm această prezentare și intenția de a reforma ANOFM-ul. Este de mult necesar acest lucru să se producă. Am câteva întrebări de concretizare pe marginea prezentării care a făcut-o Stas. Deci, îngrijorările mele țin de un aspect, de grupul tinerilor. Avem un număr mare de tineri care sunt în șomaj, ei nu sunt șomeri, fiindcă nu sunt înregistrați, nu sunt în învățământ, nu sunt în muncă. Din punctul meu de vedere, aceasta demonstrează că sistemul educațional nu are o intenție de a pregăti tânărul pentru piața forței de muncă. Totodată, cunoaștem că tendința în mediul tinerilor este să aibă o încredere scăzută față de instituțiile statului. Deci este logic într-un fel cifra de ce așa mulți tineri nu se angajează, nu se adresează la agenție. Întrebarea mea acum este, în termen, în timp, pe când credeți că agenția va fi reformată așa după viziunea cum a fost prezentată și din acel timp, cam în cât timp putem aștepta o schimbare de comportament a tinerilor? Există în viziunea dumneavoastră o altă aspect a întrebării, dacă există cumva în această viziune un rol mai, a fost punctat și acest lucru și de antivorbitori, acțiuni mult mai clare pentru Ministerul Educației și conexiunea dintre agenție cu Ministerul Educației la etapa de concretizare a curiculei de învățământ, la etapa de învățământul profesional, universitar, poate și la nivelul de gimnazial. Sunt cumva incluse în viziunea de reformă aspecte de ghidare profesională a tinerilor încă de la treapta gimnazială, ținând cont de capacitățile pe care le are un copil și pe care sistemul educațional trebuie să-l încurajeze să le descopere. Mulțumesc mult! Noi credem că la moment capacitățile ANOFM-ului pot fi utilizate la maxim fără a depinde atât de mult. Deci eu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră și este foarte important să gândim sistemic, deci în ecosistemul de creare de competențe. Însă noi în cazul dat trebuie să înțelegem un aspect legat de responsabilitate.
Deci dacă spunem că avem progrese doar împreună, asta înseamnă că unele instituții pot să-și decline din responsabilitate. Și ceea ce credem noi este că dacă Anofimeu va ținti mult mai bine beneficiarii, deci capacitatea nu este atât de mare a Anofimeului, că ei pot să țintească, nu știu, tineri care au... Deci în fiecare raion există tineri care au pregătire, dar care nu pot să-și găsească un loc de muncă și Anofimeu poate să vină cu o valoare adăugată. Deci, la asta ne-a referit în prima etapă. Cu siguranță, colegul meu, domnul Topală, are o reformă foarte profundă pe învățământul dual și mai departe. Deci, să aliniem partea de educație cu piața muncii și așa mai departe. Deci, lucrurile se întâmplă și cu siguranță, inclusiv ceea ce a spus și Felicia, că avem această nouă procedură pe recunoașterea competențelor non-formale. Deci, o colaborare și un parteneriat cu Ministerul Educației este esențial aici, dar asta nu înseamnă că Anofimeu nu poate să valorifice la maximum resursele și competențele sale. Pentru că dacă o să avem tot timpul abordarea asta, tot începe din școală, înseamnă că iar pasăm responsabilitatea la colegul meu, domnul Topală, și cumva eu vreau să spun că și sănătatea are... poate să influențeze și sistemul de interne și sistemul de protecție socială și mai departe. Și aici eu cred că sunt resurse care încă nu sunt pe deplin valorificate de către Anofimeu și de aceea noi vrem, unul, să profilăm fiecare raion din perspectiva pieței muncii, să-l înțelegem un pic mai structural. Doi, să introducem elementul ăsta de outreach, deci echipa Anofimeului să vină în comunități, să discute cu diferite grupuri, cu angajatori și așa mai departe. Deci nu aștepte doar pasiv când anumiți cetățeni vin la agenții. Și dacă noi o să reușim să rebalansăm, cu siguranță, inclusiv ceea ce a spus Stas, după mine este un element pozitiv că despre Anofimeu se aude de la alți tineri, de la alte persoane. Dacă noi o să în fiecare raion, în fiecare circunscripție, tinerii, angajatorii o să beneficieze de servicii mai relevante, atunci o să schimbăm imaginea asta pozitivă, o să circule. Da. Mersi. Alte intervenții, dacă sunt... Da, îmi cer scuze. Ca să răspund întrebării dumneavoastră, doamna Liliana Papalihovici, vreau să vă zic că noi anul acesta vom elabora această procedură de outreach și nu se va focusa doar pentru tinerii niți. Noi cunoaștem că sunt și alte categorii de populație care de asemenea nu lucrează, au stat acasă foarte mult timp, care nu au studii și așa mai departe. Ceea ce noi ne propunem pentru anul viitor este să pilotăm în 20 de localități aproximativ în țară această procedură de outreach a populației, tinerniți și alte categorii apte de muncă. Aici avem suportul Organizației Internaționale a Muncii, UNDP și GIZ, care ne vor ajuta să dotăm subdiviziunile cu echipament tehnic și să facem acest outreach. De asemenea, ceea ce noi ne propunem este ca să extindem acest mecanism de vouchere de formare profesională pentru cursurile de educație non-formală. Deci noi dorim să avem mai mulți furnizori care să ajute șomierii, tinerii și toți cei care sunt interesați să-și dezvolte abilitățile. Și aici am în vedere chiar și de comunicare, limbi străine, competențe soft pentru angajatori. De asemenea, noi ne propunem ca să creăm un modul online pentru, de exemplu, competențe soft care sunt cerute de angajatori, cum să scrie un CV în cadrul Anofimeului, da, în acest spațiu pentru autodeservire. Cu referire la timeline evenimentelor, deci ne propunem 2023-2026.
2026, inclusiv și pentru digitalizarea serviciilor, care va necesita ceva timp. Mulțumim. Cu referire la subiectul tinerilor, oferim cuvânt reprezentantului CNTM și apoi revenim la business. Bună ziua, Roman, secretar general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Mersi pentru eveniment, pentru datele care le-ați prezentat, sunt destul de interesante. Unele din ele și noi le-am reiterat în mai multe rânduri și da, respectiv, cumva se pliază totuși necesitatea de a interveni pe partea ce ține de consolidarea eforturilor ANUFM în a asigura angajabilitatea, nu doar a tinerilor, dar și a restul categoriilor de populație care sunt vulnerabili pe piața muncii și de aici. Și CNTM mereu a fost alături de ANUFM și Minister în partea ce sunt de pilotarea acelei proceduri pentru identificarea tinerilor NIT. Este o procedură mult mai complexă decât dotarea secțiilor, a serviciilor de ocupare. Este ceva la care trebuie de atras mai mult atenție în partea ce ține cine sunt implicați în toată procedura asta, pentru că totuși este mai mult vorba despre factorul uman care de la persoană la persoană trebuie să interacționeze. Însă ce aici vroiam să-i spun aici, probabil ar trebui ministerul cel mai probabil să ia mult mai în ansamblu această reformă, pe motiv că totuși Moldova este în proces de eurointegrare. Uniunea Europeană are garanțiile europene de tineret ca program al Uniunii și ca finalitate ceea ce aș dori să gândim este ceva mai global, unde să luăm în considerație inclusiv acele garanții europene de tineret, fapt care ar facilita inclusiv și procesul de negociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova în procesul ăsta. Da, este un proces mai complex. Deja ca minister și ANUFM am participat în mai multe sesiuni care țin de partajarea experiențelor date, dar totuși, cum și s-a reiterat anterior, este nevoie și de voință politică, unde să vedem în ce măsură putem să ne permitem ambiția unei reforme mai complexe, unde să aducem acele garanții mai aproape și de tinerii din Moldova. Mersi. Mulțumim. Doamna Bechtold. Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, noi împreună cu Consiliul Național al Tineretului facem parte la un grup de lucru care se focusează pe tineri. Acest grup de lucru este susținut de Uniunea Europeană și în cadrul acestui grup de lucru vom veni cu soluții la unele probleme care ni le-am propus să le soluționăm. Aceste probleme, de asemenea, se regăsesc în viziunea pe îmbunătățirea serviciilor și măsurilor active oferite de ANUFM. Și aici include și garanțiile pentru tineret. Da. Eu doar pe scurt vreau să spun că toate programele europene care sunt, noi trebuie să, în primul rând, dacă ne le asumăm, trebuie să avem resursele adecvate. Noi, la momentul dat, încă nu avem. Noi la Minister pregătim abordarea noastră pe integrare europeană. Eu am avut mai multe discuții cu omologi de mei din Uniunea Europeană. La sfârșitul lunii iunie, cel mai probabil, voi avea o vizită în Bruxelles. Mă voi întâlni cu Comisarul European pentru Ocupare și Protecție Socială. Noi acum cu ei negociem în ce măsură Moldova poate să beneficieze de anumite programe ale Uniunii Europene, chiar dacă nu este membru. Și pentru unele programe am reușit cu colegii noștri din România să beneficiem de programele Uniunii Europene prin intermediul Ministerului sau Guvernului României. De asemenea, la sfârșitul lunii mai voi participa pentru prima dată la summitul European Social. Vor reprezenta Guvernul Republicii Moldova, unde vor participa toți ministrii muncii și protecției sociale. Și acolo urmează să discutăm și să pledăm mai, deci pentru țările care au statut de candidat și care vor demara procesul de negocieri, să putem accesa acele fonduri de preaderare, pentru că sunt mai multe programe, inclusiv această garanție pentru tineri, este garanția pentru competență, este garanția pentru copii, deci
Uniunea Europeană oferă statelor membri un buget substanțial pentru toate aceste programe și noi suntem în proces de negociere să vedem modul în care noi putem să ne calificăm pentru ele. Mulțumim. Acum invităm în discuție și business-ul, având în vedere că reforma sau viziunea de reformă include și un obiectiv dedicat dinamizării interacțiunii ANOFEME cu business-ul. Vă rugăm, doamna Groză. Salutare, mă numesc Ana Groză, reprezint Asociația Investitorilor Străini. Într-adevăr, cum a spus Adrian, cea mai mare provocare pentru noi, pentru comunitatea de afaceri, este insuficiența forței de muncă. Și da, venim să mulțumim colegilor pentru prezentarea rezultatelor acestui sondaj. Teoretic sunt doar cifre, dar noi știm câtă muncă este în spatele acestor cifre. Vă mulțumim. Noi vrem să spunem că susținem această reformă, dar o vedem mai mult din perspectiva fortificării capacităților agenției și întețirea relațiilor între business și ANOFEME. Deja avem stabilite contacte cu agenții, avem experiență frumoasă de semnarea acordurilor de colaborare. Evident, vrem mai multă activitate în regiuni unde lipsa forței de muncă este mai pronunțată. Vrem să exprimăm și mulțumire ministerului care a venit cu acțiuni ambițioase în forma acestor proiect de lege, dar vrem mai multă acțiune și să vedem mai mult la capitolul digitalizare și la, cum am spus, întețirea relației business și ANOFEME. Noi suntem deschiși, putem să vedem cu expertiză, cu discuții, deci urmează discuții nu doar la nivel de prezentare studiilor. Mersi. Mulțumim, ne bucurăm și de susținerea din partea business-ului, din partea oamenilor de afaceri. Da, vă rugăm, doamna Vrabie. Da, mai am și eu, de fapt, o constatare, mai degrabă decât o întrebare. Mă bucur foarte mult că mecanismele utilizate pe larg în întreaga lume sunt incluse în această viziune și aici este vorba de outreach, de identificare, pentru că focusul se schimbă, nu mai este vorba de un șomaj în Republica Moldova, dar este vorba de o inactivitate foarte mare. Mă bucur foarte mult că se regăsesc măsurile de activare. Un aspect foarte important, pentru că vorbim de cei care nu pot fi activați sau nu pot fi implicați pe piața muncii prin servicii și măsuri active, deci este nevoie de o colaborare la nivel local cu diferite instituții pentru crearea acestor măsuri și implementarea acestor măsuri de activare, dar iarăși am să revin la întrebarea doamnei Palihovici, care spune că care zice că trebuie să existe o colaborare cu instituții și alte instituții ale statului și aici îi dau dreptate, pentru că noi rezolvăm o problemă sau un fapt împlinit. Este vorba de persoane fără studii pe care încercăm să le integrăm în piața muncii. Probabil este nevoie să vedem din școală ce se face, adică care ar fi măsurile și programele și serviciile pentru ca să micșorăm abandonul școlar, să oferim servicii de ghidare în carieră mai bune. Mersi. Mulțumim. Probabil este a treia intervenție unde se menționează importanța sau rolul Ministerului Educației în această reformă și cred că este un fenomen simptomatic, este un semnal foarte important. Într-adevăr, să atragem și Ministerul în aceste discuții, cum a menționat ministrul, pentru ca reforma să vizeze întreg ecosistemul de crearea competențelor și să avem o reformă cu adevărat sistemică. Dar mizăm pe colegialitate, pe conlucrare eficientă între instituții, deși la acest capitol, din păcate, în Moldova mereu au fost probleme. Vă rugăm încă o intervenție din partea Ion Uman. Bună ziua, Tatiana Udrea, Ion Uman. Felicitări cu acest document destul de comprehensiv. Cu siguranță, consolidarea eforturilor comune este absolut necesară pentru a avea în implementarea acestei activități propuse. Totodată ne dăm foarte bine seama că documentele de politici și alte inițiative conexe sunt absolut necesare pentru a avea această reformă în implementare. Ne bucură mult faptul că grupul țintă, ceea ce ține de fete și femei, a fost menționat în acest document. Totodată am vrea să fie cumva o atenție sporită, ținând cont de faptul că rata de ocupare a fetelor și femeilor vârsta 25-49 de ani, care au cel puțin un copil, este într-o discrepanță foarte mare cu, de exemplu, aceleași femei cu aceeași vârstă și vorbim
de 15-20%, ceea ce este destul de alarmant. Acestea cumva sunt, această cifră este atestată și în studiile efectuate cu suportul Young Women. La fel am să susțin ceea ce a fost anterior menționat referitor la orientarea în carieră, începând cu gimnaziu, licee și iarăși în studii este menționat faptul că cumva fetele sunt ghidate în special de profesori, familie în viitoarea carieră, orice ce avem astăzi în educație supra reprezentanța femeii în acest sector și acea discrepanță salarială pe care o avem, fapt care iarăși trebuie de luat în considerare, conlucrarea dintre toți partenerii, sectorul privat, mediul academic și instituțiile naționale este absolut necesară pentru, în opinia mea, pe întregul parcurs. Ori ceea ce am vrut să menționez este la fel și conlucrarea cu sectorul, cu companiile, cu mediul privat. Spre exemplu, noi avem programe de calificare, recalificare pentru femei, în același domeniu IT, de exemplu. Ori atunci când ajungem la etapa de angajare, aici este foarte important de a avea acele politici sensibile la gen implementate și de către companii. Și aici vorbim de angajare, aici vorbim de reîntoarcerea femeii în câmpul muncii, aici vorbim de politicile de reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie, și așa mai departe. Deci aici este iarăși un sens de instruiri care neapărat sau de conștientizare a activități care urmează a fi efectuate de partea cealaltă. Deci lucru comprehensiv cu companiile. Și ultimul aspect care aș fi vrut să-l punctez sunt serviciile de îngrijire. Aceste servicii cumva se impun tot mai mult în ultima perioadă. Noi cumva suntem la ultima etapă de definitivare a unui studiu. Știți ce spunea și domnul ministru, serviciile de îngrijire a copiilor cumva sunt acum în premieră, deși sunt și altele absolut necesare. Dar acel studiu care ne-am propus să vedem care este investiția necesară în serviciile de îngrijire a copilului și care este impactul economic, la un prim calcul, am văzut că odată instituite, în primul an vom avea angajate în jur de 3.000 de femei, ceea ce este o cifră destul de impunătoare, aș zice eu. Ori un impact economic în termen mai lung, de 10-15 ani, am avea o rată de participare mai mare a femeilor cu 8, cel puțin 8% și o creștere a produsului intern brut de la 1-2%. Deci, credem noi că economia de îngrijire la fel trebuie abordată în acest context. Între aceștia, aș vrea să vă urez mult succes și suportul, deschiderea și suportul din partea noastră la fel este unul în vigoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru comentarii. Vă rugăm dacă sunt alte comentarii, alte intervenții, vă rugăm. Aici eu văd, sau, da, acuși. Bună ziua, Natalia Curnică, Agenția ONU pentru Refugiați. În primul rând vreau să vă felicit cu lansarea reformei ANOFM. Într-adevăr, este o reformă vizionară și noi ca și Agenția ONU pentru Refugiați vă suntem alături. Vrem să dau doar câteva cifre. Cunoaștem că la moment în Republica Moldova se află peste 100.000 de refugiați. 60% din aceștia sunt cu studii superioare și este foarte important ca noi împreună cu Guvernul Republicii Moldova să creăm premize pentru ca refugiații să-și creeze acea rutină, copiii să meargă la școală, iar refugiații să fie încadrați în câmpul muncii. Pe termen lung, noi ne dorim foarte mult să lucrăm împreună ca ei să poată să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării noastre. Cu regret, nu vedem capătul încă și finisarea a ceea ce se întâmplă în Ucraina și suntem alături de dumneavoastră, ne dorim foarte mult să lucrăm și să ajutăm și vă susținem la implementarea acestei reforme și neapărat
Credem cu siguranță că și refugiații care sunt acum în Republica Moldova pot să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării. Mulțumesc și multă baftă! Mulțumim, domnul ministru, vă rugăm dacă doriți să interveniți. Cu privire la serviciile de îngrijire a copilului, noi la Minister am elaborat acest program pentru creșe. În scurt timp, guvernul va veni cu rectificări la buget. Vom avea 10 milioane în acest an pentru servicii de creșe. Am mobilizat și resurse adiționale din partea donatorilor. Este foarte important pentru noi ca să oferim servicii de intermediere a muncii și pentru refugiați și am discutat și acest aspect, dar dacă nu vom rezolva problema legată de îngrijirea copiilor, disponibilitatea serviciilor nu va fi atât de relevantă. Deci trebuie să mergem în paralel. Planul nostru este ca să pilotăm acest pachet de servicii integrat, deci să selectăm localitățile, orașele unde există o populație mai mare de cetățeni ucraineni, să venim atât cu servicii, intervenții, investiții în a extinde serviciile de îngrijire a copiilor și să pilotăm servicii prietenoase în cadrul ANOFM pentru refugiați, inclusiv cu suportul refugiaților, deci să avem mediatori refugiați și așa mai departe. Deci avem asemenea planuri și urmează să vedem cum ele să implementeze. Ca și concluzie, cheia succesului pentru ANOFM va fi în fortificarea capacităților de management și a performanței. Deci noi avem, dincolo de ANOFM, inclusiv în ministerul pe care îl reprezint, instituțiile care lucrează în ecosistemul ministerului nostru și noi avem o problemă cu setarea priorităților și modul în care noi măsurăm performanța și rezultatele. Și eu cred că speranța mea foarte mare este că dacă noi vom schimba optica, vom pune accent pe rezultatele adecvate, această reformă va da roade și aveți toată deschiderea noastră, noi o să raportăm, o să vedeți acel dashboard a performanței ANOFM, o să încercăm să fim extrem de transparenți, deschiși, vă rog, puteți să ne susțineți și să ne criticați în același timp, nu este o problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru recomandările oferite. Mulțumim, domnul ministru a trecut la partea de concluzie și aș dori să invit și alți ceilalți paneliști să vină și ei cu scurte mesaje de concluzionare și cred că vom începe de la extrema stângă, geografic vorbind, nu ideologic vorbind. Stas, te rog, pe scurt. Da, în concluzie, eu cred că s-au prefigurat cam toate ingredientele pentru a merge mai departe cu această reformă. Ca și în orice proces normal de promovare a unei politici publice, este foarte important să fie definită corect problema și în acest sens a fost utilizat un instrumentar analitic destul de extins pentru a defini care sunt aceste probleme și în condițiile în care avem resurse limitate, evident, este foarte important să punem corect prioritățile, cum a menționat și domnul ministru, și să, în cazul ANOFM să avem o corelație mult mai bună între potențialul forței de muncă pe care ni-l oferă diferite regiuni ale țării și rezultatele efective pe care le înregistrează subdiviziunile ANOFM. Mulțumim, doamna secretar de stat. Eu vreau să mulțumesc Expert Group pentru această analiză profundă care ne-a elucidat unele probleme pe care noi le cunoșteam, dar în aceeași măsură nu cunoșteam magnitudinea. Și de asemenea vreau să mulțumesc Organizației Internaționale a Muncii pentru analiza care au efectuat-o anul trecut cu referire la auditul Agenției Naționale de Ocupare Forței de Muncă. Toate aceste recomandări au stat la baza acestei viziuni
Noi vrem în continuare să solicităm suportul dumneavoastră și vreau să vă zic că această reformă va depinde și de suportul partenerilor de dezvoltare. Noi planificăm să avem, cum și domnul ministru a zis, un fel de updates, da? Unde suntem, la ce etapă suntem și dacă vom avea nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră, vă vom anunța. Încă o dată vă mulțumesc pentru interes și pentru prezență. Mulțumim și domnul Culeac. Mulțumesc din discuțiile care au fost astăzi, eu aș evidenția câteva lucruri importante, care mi-au părut mie foarte importante. Deschiderea tuturor actorilor implicați și-au manifestat deschiderea spre cooperare, și atât business-ul, tinerii, ministerul, ANOFM. Lucrul ăsta este lăudabil pentru că în procesul de schimbare, unul din elementele cele mai importante a change management-ului este construirea acestor punți și adunarea tuturor actorilor interesați la aceeași masă. S-au mai menționat și alte instituții, Ministerul Educației. Eu cred că acest lucru trebuie să fie făcut, aceste parteneriate consolidate și mișcate înainte până la definitivarea acestei reforme. Mult spor în acest lucru. Fundația Soros Moldova va continua și mai departe să susțină promovarea reformelor de către autoritățile Republicii Moldova și sperăm foarte mult să vedem rezultatele acestei reforme în practică. Domnul ministru, mult succes! Mulțumim! Eu voi încheia prin a adresa sincere felicitări tuturor cu ocazia sărbătorii de 1 mai. Noi intenționat am organizat acest eveniment în ajun sau în preajma acestei sărbători internaționale foarte importante și urez tuturor locuri de muncă decente, care să contribuie și la creștere economică, dezvoltare economică și incluziune socială. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. O zi bună în continuare și cu siguranță ne vom revedea încă pe acest subiect important.